Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu, iar invitata mea este Alice. Ne bucurăm că ați ales să petreceți alături de noi câteva minute în care să ascultați o povestire interesantă. Ce povestire ai dori, Alice, să citim astăzi? Bătrânul țâfnos. Ah, povestea despre bătrânul țâfnos. Povestirea se numește Ceasul de aur al bătrânului țâfnos și se găsește în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Bătrânul Giuseppe era omul angajat să aibă grijă de vaci, să-l ajute pe stăpânul fermei la muncă și să facă tot felul de treburi pe lângă casă. Era la familia aceasta de mult, mult timp, dinainte de a se naște Giovanna. De fapt, era considerat parte din familie, aidoma celorlalți membri. Din păcate, deși era un muncitor bun și conștiincios, părea atât de morocănos și de prost dispus încât, atunci când nu era de față, oamenii îl numeau bătrânul țâfnos, în loc de bătrânul Giuseppe. Cei din familia la care era încercaseră să-l învețe să ducă un trai mai bun, dar el nu se arăta interesat. Nu mersese niciodată la biserică, nu citise Biblia și nici nu se rugase vreodată. De fapt, în afară de munca lui, nu părea să îi pese de nimic altceva decât de vechiul său ceas de aur. Pentru un anume motiv pe care nimeni nu-l descoperise vreodată, acest ceas mare de aur era foarte scump bătrânului Giuseppe. Îl întorcea în fiecare seară cu conștiinciozitate la aceeași oră. În timpul zilei își pipăia adesea buzunarul unde îl ținea, ca și cum ar fi vrut să se asigure că era acolo. Cât despre felul în care funcționa ceasul, se arăta întotdeauna convins că arăta ora exactă. La radio putea să fie greșită, dar nu și la vechiul ceas de aur al lui Giuseppe. Nu, nici măcar cu un minut. Dar într-o zi l-a pierdut. Era cel mai rău lucru care îi se putea întâmpla. După cum arăta fața sa când a intrat în casă în seara aceea, puteai crede că pierduse tot ce avea mai scump pe lume. Era întruchiparea suferinței și tuturor le părea rău pentru el. Unde îl pierduse? Nu știa. Muncise în lanurile de porumb toată după amiaza, dar dacă putea fi acolo sau pe pășuna unde se dusese să aducă vacile pentru mulți, nu știa. Putea fi oriunde, pe o suprafață de 100 de hectare de pământ. Cred că nu-l voi mai vedea niciodată, a spus el posomorât. Este pierdut pentru totdeauna. Giovanna i se păruse că a văzut lacrimi în ochii lui când a spus asta. Îi părea rău pentru el. Chiar dacă bătrânul Giuseppe era adesea morocănos, fetiței nu-i plăcea să-l vadă suferind atât de mult. În seara aceea, înainte de a merge la culcare, s-a dus la el și i-a spus: ai dori să-l rog pe Iisus să te ajute să-ți găsești ceasul? Nu are niciun rost, a mormăit el. Nu-ți bate capul cu asta, l-am pierdut definitiv, îți spun eu. Dar cred că domnul chiar știe unde este, a spus Giovanna, și dacă l-aș întreba, mi-ar putea spune. Și atunci, înțelegi? Aș putea să ți-l găsesc. Prostii, a bombănit bătrânul Giuseppe, să nu spui nicio rugăciune pentru ceasul meu, n-ar folosi la nimic. Ba, eu tot am de gând să mă rog pentru el, îi voi cere lui Iisus să mă ajute să-ți găsesc ceasul și poate că o va face, vei vedea. N-ai decât, a mormăit iar bătrânul Giuseppe, prostii. Giovanna s-a ținut de cuvânt. În seara aceea, înainte de a merge la culcare, a îngenunchiat lângă pat și s-a rugat domnului să-i spună ce se întâmplase cu ceasul pierdut. Dacă îl găsesc, spunea ea, lucrul acesta l-ar putea ajuta să creadă în tine, Doamne, și atunci nu va mai fi morocanos. Dimineața, când Giovanna a coborât la micul dejun, fața iradia.
Văzându-l pe bătrân în curte, a alergat către el, strigând fericită: "Știu unde este ceasul tău, știu unde este!" "Cum este posibil? Prostii, n-ai de unde să știi." "Ba știu," a spus fetița, "știu. Iisus mi-a arătat noaptea trecută. L-am rugat să-mi arate și a făcut-o." "Ce poveste?" "Nu cred niciun cuvânt." "Dar spune mai departe," a zis bătrânul. "Este adevărat, știu că este adevărat. Ceasul tău este în lanul de porumb. Se găsește aproape de capătul celui de-al patrulea rând, la margine, la rădăcina unei tulpini de porumb sub o frunză." "Cum să fie posibil?" a spus bătrânul Giuseppe. "De unde știi tu toate astea?" "Pentru că l-am văzut foarte clar noaptea trecută în visul meu," a răspuns fetița. "Iisus mi-a arătat și de aceea sunt sigură că este adevărat." "Cum? Nu cred," a spus bătrânul, apoi s-a oprit. Interesul său crescuse. Era o șansă la 1.000.000 ca Giovanna să aibă dreptate. Și cât de mult dorea să-și găsească ceasul acela prețios. Era chiar dornic să plece într-o căutare fără speranță ca aceasta pentru a-l găsi. "Ei bine," a spus el, "putem dovedi repede dacă este adevărat, nu-i așa?" "Da, să mergem chiar acum. Vrei să vii cu mine să vezi?" "Bine," a zis bătrânul Giuseppe, "am să vin." "Dar nu vom găsi niciun ceas, îți spun de pe acum." Așa că au plecat, Giovanna trăgându-l de mână pe bătrân. Au ajuns lângă lanul de porumb. Au găsit al patrulea rând de la margine. Au mers de-a lungul rândului spre capătul îndepărtat al câmpului. "Ne-am apropiat?" a spus Giovanna. "Sunt sigură că da. Locul acesta arată exact ca și cel din visul meu de astă noapte." "Cum? Cum?" a zis bătrânul. "Aici nu este niciun ceas. Ți-am spus eu." "Poate că nu am mers suficient de departe." "Ba da, am mers și încă prea departe. Eu mă voi întoarce." "O, nu, nu încă. Să mai mergem puțin." "Nu am ajuns încă la capătul rândului. Acolo este. Știu că este." Bătrânul Giuseppe a rămas însă pe loc, în timp ce fetița a continuat să alerge. Deodată ea a scos un strigă de triumf. "Privește, privește, este acolo, uite, sub frunza aceea lângă tulpina de porumb." Bătrânul s-a repezit într-acolo. Era ceasul lui, prețiosul lui ceas vechi. Și era chiar în locul în care fetița spusese că îl va găsi. "Cum este posibil?" a început el, dar n-a mai terminat. Nu știa de ce, dar nu mai putea rosti cuvinte urâte nici în acel moment și credea el nici de atunci încolo. Se convinsese că o rugăciune primise răspuns, o rugăciune pe care o înălțase o fetiță, special pentru el. În clipele acelea, Iisus a pătruns în inima sa. De atunci, el n-a mai fost niciodată bătrânul țâfnos. Ce experiență minunată! Și ce frumos răspunde Dumnezeu la rugăciunile copiilor! Poate uneori ne e teamă să ne rugăm. Să nu vă fie teamă să vă rugați. Lui Dumnezeu îi place să vă asculte. El prețuiește rugăciunile voastre. Să nu vă gândiți că sunt prea mici, prea sărace sau că nu găsiți cuvintele potrivite. Rugați-vă neîncetat. Dacă v-a plăcut povestirea noastră, scrieți-ne pe adresa monicalupu@mail.com. La revedere, copii! La revedere!